Este informația momentului despre Simona Halep. Anunțul venit chiar de la WTA. Simona Halep are parte de tot mai multe vești proaste. Sportiva, în vârstă de 31 de ani, a coborât din nou în clasamentul WTA, în urma rezultatelor turneului de la Abu Dhabi. La începutul săptămânii, Simona Halep s-a situat pe locul 15 în clasamentul WTA. Totuși, sportiva a aflat în ziua de sâmbătă că va coboră o nouă poziție în ierarhia mondială feminină. Astfel, Simona Halep a ajuns pe locul 16 în clasamentul WTA, care va fi oficializat începând de luni. Schimbarea are loc în contextul rezultatelor turneului de la Abu Dhabi. Simona Halep a fost întrecută de la Admila Samsonova care s-a calificat în finala turneului de la Abu Dhabi, pe care o va disputa în compania Belindei Bencic. Astfel, după rezultatele înregistrate la Abu Dhabi, Simona Halep a mai coborât o poziție în clasamentul WTA. Amintim că Simona Halep este suspendată provizoriu după ce a fost depistată pozitiv la un control antidopin la US în 2022.